Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele subiecte ale acestei ediții. Consilierii ALDE și PNL motivează respingerea suplimentării bugetului local. Luna lui cuptor vine cu modificări legislative. Exprimări trăsnite ale elevilor la evaluarea națională. Un nou val de caniculă la Giurgiu. PNL Giurgiu va avea un singur președinte. În cea mai recentă ședință a Consiliului Local Giurgiu, consilierii PNL și ALDE nu au fost de acord cu aprobarea suplimentării bugetului și au fost certați și acuzați de primar că lasă dascălii din mai multe școli fără salarii. Afirmațiile primarului au fost demontate de consilierii ALDE și PNL, unii în cadrul unei conferințe de presă, alții prin comunicat. Miercuri 29 iunie, în prima ședință a Consiliului Local Giurgiu, consilierii ALDE și PNL nu au fost de acord cu suplimentarea bugetului propusă de primar, spun ei din motive întemeiate și din cauza unor aspecte care ridică semne de întrebare în ceea ce privește legalitatea. Profund deranjat de respingerea proiectului, primarul Nicolae Barbu a explicat că rămân școlile fără bani, nu se mai face igienizare în școli și așa mai departe. Mustrările primarului cu direcție către consilierii PNL și ALDE i-au determinat pe aceștia să motiveze public gestul lor de a respinge mai multe proiecte propuse de primar. Aș vrea în primul rând să vă spun legat de acest buget că el nu are foarte bine determinate veniturile care suplimentau acest buget. Adică în sensul că el, veniturile sunt justificate de către Direcția de Impozite și Taxe în sumă de 2587 mii lei, respectiv 25 de miliarde vechi, bani vechi. În ce sens? De exemplu, taxa specială, taxa de habitat, este o taxă specială, după cum este și denumită, ea nu poate fi folosită pentru nimic altceva decât pentru achitarea serviciilor de gunoi. Deci ea nu avea ce căuta aici. Această taxă este colectată, pusă într-un cont special și folosită numai pentru achitarea acestor servicii. Deci, din punctul meu de vedere, asta este o ilegalitate. Celelalte poziții care suplimentau buget, nu neapărat mie, dar colegilor mei din Consiliul Local, nu le-au fost prezentat o proiecție bugetară comparativă pe ultimele 5 luni. S-au realizat aceste venituri? Nu s-au realizat aceste venituri? Cât la sută din proiecția inițială a fost realizată? N-a știut nimeni nimic. S-a prezentat o hârtie, o simplă hârtie, prin care, din punctul meu de vedere, au vrut să li se pună pumnul în gură colegilor, consilierilor. Un punct de vedere asemănător, bazat pe aceleași argumente, au și consilierii PNL, care au emis un comunicat de presă în acest sens. Trebuie menționat faptul că proiectul în cauză reclamă modificări ce au condus la exprimarea unui vot cu abținere. Deși ni s-a reproșat faptul că profesorii nu-și vor primi salariul, este de observat anexa 1, în care nu apare nicio sumă de suplimentat la rubrica învățământ cheltuieli personal, domnul primar inducând din eroare opinia publică. Dimpotrivă, profesorii își vor primi salariul, sumele având această destinație fiind integral acoperite încă de la începutul acestui an. În ceea ce privește suma totală de 4 miliarde de lei vechi, sumă propusă pentru execuția grupurilor sanitare la stadion Marina Năstasovici, apare ca nejustificată în condițiile în care nu cunoaștem numărul lor și nici alte detalii. Neexistând materiale justificative ale acestor conturi, se arată în comunicatul Organizației Județene PNL. Prin urmare, nu lipsa unui consilier PSD de la ședință a făcut ca mai multe proiecte să fie respinse, ci lipsa aspectelor justificative din documentele prezentate consilierilor. De altfel, liderul ALDE Giurgiu, Toma Petcu, a declarat că și în cazul în care se va convoca o ședință extraordinară pentru aprobarea proiectelor respinse, consilierii ALDE vor vota la fel dacă aspectele semnalate nu vor fi remediate. 1 iulie a venit cu o serie de modificări legislative și fiscale cu impact direct în buzunarele românilor. Mamele cu copii până în 2 ani primesc indemnizații mai mari și pe o perioadă extinsă de timp, consumatorii casnici vor plăti mai puțin pe gazele naturale, iar șoferii care își înmatriculează mașinile primesc taloane auto noi. Una dintre cele mai importante schimbări pe care le aduce prima zi a lunii iulie este simplificarea procedurilor de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului.
Indemnizația minimă acordată părinților va crește de la 600 de lei la 1063 de lei, iar mamele care au optat pentru un singur an de concediu maternal pot depune cereri pentru prelungirea sau reluarea concediului de creștere a copilului. Tot de la 1 iulie, prețurile gazelor naturale livrate clienților casnici vor scădea în medie cu 3%, conform unei decizii a Comitetului de Reglementare al ANRE. Mai mici cu 2% vor fi și facturile de curent. Scăderea se datorează atât ieftinirii energiei electrice pe bursă, cât și scăderii tarifelor percepute de diferite companii și aprobate de stat. Nu sunt singurele vești bune. Tot începând de astăzi, asigurații din sistemul public de sănătate vor beneficia de mai multe servicii medicale și două formulare fiscale controversate se simplifică și vor face mai ușoară viața firmelor și a oamenilor de afaceri. O altă modificare se referă la faptul că Registrul Auto Român va elibera clienților noul model al cărții de identitate a vehiculului. Acesta va conține elemente noi, precum norma de poluare a mașinii. Cine are carte de identitate veche va merge cu această carte până când mașina va ieși din parc. Exprimările trăsnite și greșelile de gramatică sunt nelipsite din lucrările elevilor care i-au obișnuit pe profesor cu stilul superficial cu care tratează subiectele. Un absolvent de clasa a 8-a crede că poetul bagă repetiții când nu mai știe ce să scrie, în timp ce altul solicită un bonus pentru rândurile suplimentare pe care le-a scris la compunere. Elevii de clasa 8 au susținut în această săptămână probele evaluării naționale, iar lucrările la limba și literatura română i-au amuzat din nou pe profesorii corectori. Absolvenții de clasa 8 au presărat textele cu explicații trăsnite, greu de citit și de înțeles. Iată câteva din perlele găsite de profesori. Genul liric este atunci când autorul nu are chef să scrie cărți lungi, cum ar fi romanele, și scrie poezii. În genul liric se cască gura la plante, insecte și animale, iar poezia se scrie ușor. Omul spune că e frate cu copacii pentru că nu-și suporta rudele când era mic. Omul ăla era atât de singur că vorbea cu pomii, gen salcâmii, care nici nu-i răspundeau. Poezia este despre diverse buruieni în care a copilărit poetul. Și rolul cratimei a fost interpretat superficial de elevi care nu se pot abține să nu transmită și mesaje celor care au elaborat subiectele. Cratima se pune ca să mai lăbărțeze rândul când nu se înțelege nimic din text. Întrebarea asta cu cratima pică în fiecare an. Am scris rolul, dar vă recomand să mai schimbați, că e chiar plictisitor. Unii elevi critică pe poeți considerându-i de-a dreptul neinspirați. Poetul bagă repetiții când nu mai știe ce să scrie, de exemplu, scuturându-le, scuturându-le. Doamna profesoară spunea că cine repetă ca papagalul e bâlbâit sau prostovan. La cerința de a scrie o narațiune în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o stațiune turistică, unii elevi au întâmpinat probleme serioase. Familia mea a fost anul trecut în Bulgaria, dar acolo nu se vorbește în limba română, deci nu am ce să povestesc, îmi pare rău. Aici, în stațiunea asta turistică, eu m-am întâlnit cu Donald Trump, care era președintele Statelor Unite ale Americii și mi-a propus să lucrez cu el la Casa Albă. Un elev mai curajos și-a încercat norocul la finalul lucrării. Am 17 cuvinte în plus la compunere. Vă rog frumos să-mi dați un bonus. Giurgiu se topește din nou la temperaturi de peste 35 de grade la umbră. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate atmosferică, valabilă în zilele de 1 și 2 iulie. În intervalul menționat, vremea va fi călduroasă pe arii restrânse, caniculară în vestul și în sudul țării, iar disconfortul termic se va accentua treptat. Vineri 1 iulie, local în sud și sud-est și izolat în celelalte regiuni, iar sâmbătă 2 iulie în cea mai mare parte a teritoriului. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Dacă în sudul țării temperaturile vor fi caniculare, nu același lucru se va întâmpla în zonele de deal și de munte. În aceste zone, mai ales în cursul după amiezelor și a serilor, vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izola grindină. Administrația Națională de Meteorologie a emis în acest sens o avertizare de disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate atmosferică valabilă în zilele de 1 și 2 iulie. În intervalul menționat, vremea va fi călduroasă pe arii restrânse, caniculară în vestul și în sudul țării, iar disconfortul termic se va accentua treptat.
O tendință de răcire a vremii va avea loc abia în ultima zi a săptămânii. Începând de duminică 3 iulie, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua și va cuprinde majoritatea regiunilor. În partea de sud a țării sunt așteptate averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izola grindină. Potrivit meteorologilor, toată partea de sud a țării se va confrunta cu temperaturi caniculare până la jumătatea lunii septembrie. PNL Giurgiu va avea președinte unic în condițiile în care copreședintele Dumitru Beianu și-a prezentat demisia, cei drept verbal, liberalii giurgiuveni vor fi conduși de un singur președinte. În urma alegerilor locale din 5 iunie, care au clasat Partidul Național Liberal pe locul 2 în preferințele giurgiuvenilor, liberalii giurgiuveni se reorganizează. Va exista un singur președinte, cel mai probabil Gheorghe Ștefan, după ce copreședintele Dumitru Beianu și-a prezentat demisia, cei drept doar verbal. Luni vom avea Biroul Politic Național și Comisia de Unificare, zi în care și la Giurgiu se va numi un președinte unic. Cu siguranță că o să mă întrebați dacă o să fiu eu acel. Probabil că da, având în vedere dificultățile și problematica și chiar greutățile prin care trece un partid de opoziție față de cea mai puternică filială PSD din Giurgiu, din țară, la nivel central nu prea există, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, doritori care să vină să preia filiala PNL Giurgiu. În ceea ce mă privește, nu mă sperii, mă onorează o asemenea funcție, chiar dacă sunt sau voi rămâne singur împotriva tuturor, voi încerca să-mi fac o echipă de oameni onești, corecți și care să nu se regăsească în niciuna, dar în niciuna din situațiile de care menționam mai devreme, de nepotism, de castă și de avantaje politice. De asemenea, liderul liberalilor de la Giurgiu a declarat că PNL va rămâne în opoziție la Giurgiu, dar una constructivă și bazată pe fair play din respect pentru alegătorii din municipiul și județul Giurgiu. În intervalul 4 iunie-2 august 2016, absolvenții instituțiilor de învățământ promoția 2016 se pot înregistra la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. După ce intră în evidențele agenției, tinerii care nu se angajează și nici nu se înscriu la o normă formă de învățământ primesc timp de 6 luni indemnizație de șomaj în valoare de 250 de lei. Absolvenții promoției 2016 care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu. Tinerii înscriși în evidențele AJOFM care nu se angajează în 2 luni de la absolvire și nici nu se înscriu la o nouă formă de învățământ primesc timp de 6 luni indemnizație de șomaj în valoare de 250 de lei. Pentru a evita aglomerația care se poate crea la sfârșitul perioadei de înregistrare, rugăm absolvenții să se prezinte și în perioada următoare pentru a se înscrie în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu, și să nu aștepte până în ultimele zile. Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. Astfel, dacă absolvenții nu se prezintă în acest termen de 60 de zile, ei se pot înregistra în evidențele noastre, dar nu mai pot beneficia și de indemnizație de șomaj. În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte următoarele documente: copie și originalul buletinului de identitate, act de studii sau adeverință, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul, adeverință medicală cu specificația A pentru muncă sau cu eventuale restricții medicale, adeverință eliberată de administrația financiară din care să rezulte venitul realizat. Absolvenții promoției 2016 înregistrați în evidență Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu pot beneficia în mod gratuit de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea, specializarea, prime la încadrarea în muncă și prime de mobilitate. Relații suplimentare se pot obține de la sediul AJOFM Giurgiu din municipiul Giurgiu din Șoseaua București.
Născută pe 1 iulie 1960 în New York, Evelyn King este interpreta americană cel mai bine cunoscută pentru hitul Shame. Melodia apărea pe albumul de debut al artistei, iar alte importante hituri lansate până la mijlocul anilor 80 aveau să sporească popularitatea americancei. Evelyn Champagne King este interpreta americană de pop, soul și disco, venită pe lume în Bronx, New York, pe 1 iulie 1960. Șansa americancei de a aborda o carieră muzicală a fost legată de perioada în care își ajuta mama, agent de curățenie, la un studio de înregistrări. Astfel, Evelyn este surprinsă, cântând în timpul lucrului și îi se propune un contract de producție. Hitul Shame, rușine, este poate cel mai bine cunoscut hit dintre melodiile interpretei și a apărut pe albumul de debut Talk Smooth. Din rândul titlurilor care au sporit popularitatea interpretei americane fac parte și hiturile lansate până la mijlocul anilor 80. Două dintre acestea sunt I'm in Love sau Love Come Down. Ultima melodie enunțată a apărut în 1982, odată cu apariția albumului Get Loose. Calitățile vocale apreciate, mișcarea scenică și șansa de a fi fost descoperită la timp, toate au contribuit la succesul de care Evelyn s-a bucurat. În plus, cariera muzicală a scutit-o pe americancă de o eventuală slujbă ce putea fi una asemănătoare cu cea deținută de mama sa. Așadar, vreme caniculară în acest weekend, dar mai multe informații aflați din rubrica Meteo. Sâmbătă 2 iulie, disconfortul termic se va accentua. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 de grade pe litoral și în depresiuni și 34-35 de grade în lunga Dunării și Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în sud-vestul țării și la munte și pe arii restrânse în restul țări. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. În Giurgiu, dimineața, 19-20 de grade și la amiază în jur de 33 de grade. Duminică nu apar modificări din punct de vedere termic. La Giurgiu, cerul se va menține senin, va fi cald, iar maxima zilei se va situa în jurul valorii de 33 de grade. Viteza vântului va atinge 9 km pe oră din direcție nord-est, în timp ce presiunea atmosferică va marca 759 de mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 15 până la 25 de cm, cota probabilă estimată fiind de 353 de cm, în timp ce în aer umiditatea va atinge 57%. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu și emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă doresc un weekend răcoros!